Bun găsit, iubiți credincioși, dragi telespectatori! Doamne ajută! Suntem într-o binecuvântată zi de duminică, în duminica 20-a după pogorârea Sfântului Duh, o duminică în care ni se vorbește și ni se arată învierea Fiului Văduvei dinainte. Sfinții noștri, părinții ai Bisericii, au rânduit ca în această zi să se citească pericopa Evangheliei de la Sfântul Evanghelică de la Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, aceea care ne vorbește despre această minune săvârșită de Domnul Dumnezeul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos în cetatea Nainului, asupra unui tânăr, fiul, singurul fiu al Maicii sale, și aceea sărmana era văduvă. O imagine cutremurătoare, o imagine la fel de mohorâtă după cum este timpul de afară, o imagine care la prima vedere pare să te ducă într-o stare de cădere, de deznădejde, dar iată, peste toate acestea, care până la urmă sunt certitudini, singurele certitudini pe care le cunoaște omul, sau singura certitudine pe care o cunoaște omul, și anume moartea, iată, este spulberată de Dumnezeul nostru. Ei bine, de aceea și Sfinții Părinți au rânduit ca astăzi să se facă pomenirea Sfintelor Cuvioase Pelagia și Taisia. Acestea două, adică Pelagia și Taisia, fiindcă mai avem o sfântă cuvioasă, Pelagia, tot astăzi, dar vom vorbi puțin mai încolo despre acestea două, înainte au fost desfrânate. Foarte interesant, iată ce imagine minunată rânduiește biserica pentru ochii noștri cei sufletești, un tablou absolut minunat, ne vorbește despre, iată, moartea biologică pe de-o parte, și învierea biologică, și pe de altă parte despre moartea sufletească și învierea sufletească. Spuneam și ne spun Sfinții Părinți ai Bisericii că Sfânta Pelagia înainte a fost desfrânată și iată cât de minunat, în chip minunat, cunoscându-L pe Hristos, întâlnindu-se cu Hristos, în același mod în care s-a întâlnit și Sfântul Apostol Pavel, Saul de Odinioară, iată, înviază sufletul ei și devine monahie și cuvioasă. De asemenea, Taisia, într-o altă ordine, să spunem, în viața ei a fost de neam așezat, să spun așa, de neam bogat, în viața ei a fost evlavioasă, credincioasă, a făcut multe danii pe la mănăstiri, pe la biserici, îi ajuta mult pe călugării, pe pusnicii din pustia schetică, și iată că la un moment dat sufletul ei s-a împătimit după ce și-a vândut toată averea, după ce a împărțit-o săracilor, sufletul ei s-a împătimit după viața de odinioară, s-a îndulcit cu viața de odinioară și a adus aminte cât de bine era odinioară, cât de bine trăia și acum cât este de strâmtorată. Și iată că s-a apucat de prostituție sărmana de ea, să mă iertați, dar trebuie spuse lucrurile acestea așa cum sunt, și a ajuns să fie cunoscută de toată lumea din această perspectivă ca o femeie care își vindea trupul pe bani. Ei bine, auzind părinții din pustie despre această cădere, au trimis și l-au rugat pe Sfântul Ioan Colov, Ioan Colovul, un sfânt pe care îl cunoașteți din Pateric, l-au rugat să meargă la această sfântă și bineînțeles că s-a dus, la această prostituată, bineînțeles că s-a dus și nu l-a primit. Și stăruind acolo în rugăciune la casa femeii, la poarta femeii, până la urmă l-a primit și acela l-a întrebat-o așa de frumos: oare ai uitat tu de prima ta dragoste? Ai uitat tu oare de mirele tău? Ai uitat tu de Hristos, de chipul cel frumos? Și străpungându-se la inimă, sigur că da, a venit la credință și iată, a înviat din nou inima ei, s-a întors ca fiul cel desfrânat odinioară, s-a întors, iată, în casa părintelui lui său, s-a întors în biserică, s-a întors la viață. Și mai avem astăzi,
Sfânta noastră biserică o pomenește și pe Sfânta Cuvioasă Pelagia, Fecioara de data aceasta, care fiind credincioasă, iată, a mărturisit cu prețul vieții, fiindcă au venit soldați să pună mâna pe ea și probabil se știa că o creștină este și batjocorită atunci până este dusă la judecată și ea s-a aruncat de pe înălțimea casei sale, de pe o stâncă s-a aruncat în prăpastie numai ca să se înfățișeze mirelui Hristos neprihănită. Lucruri care astăzi sigur par basme, par năluciri sau în cel mai bun caz povești de adormit copii, numai că iată aceste întâmplări minunate care sunt consemnate în viețile sfinților în sinaxare, care au fost cunoscute de către oameni și redactate, consemnate în cartea vieții până la urmă de Dumnezeu, au ajuns până la noi și multe învieri au produs aceste femei virtuoase. Avem în biserică foarte multe exemple de acest fel, de femei care înainte au fost desfrânate și au ajuns la mari înălțimi, de la Maria Magdalena, cea întocmai cu apostolii, cea care a primit, a cunoscut iubirea față către față și căreia i s-au iertat multe păcate pentru iubirea sa cea mare pe care o avea pentru Dumnezeu. Iată, trecând de la Maria Egipteanca, Pelagia, Taisia și toate celelalte, noi cu ajutorul lui Dumnezeu avem acest chip al pocăinței, al curățirii și al ascezei, Sfânta Cuvioasă Maria Egipteanca, care este și Maica și ocrotitoarea noastră la bisericuța unde slujesc și mulțumim lui Dumnezeu că a îngăduit să avem ocrotitoare o asemenea sfântă care, iată, este ucenica Maicii Domnului. Ei bine, după cum avem rânduiala acestei emisiuni, avem o omilie la Evanghelia de astăzi, la învierea fiului văduvei din Nain, un episod extraordinar, absolut minunat, sigur care pune zid, piatră de poticnire, aici nu merge decât să alegi o cale, cum spun ritorii de astăzi, logicienii, principiul terțului exclus. Nu există altă variantă decât Dumnezeu există sau Dumnezeu nu există. Nu te poți posta pe o altă variantă. A treia variantă nu există, a treia cale nu există aici. Prin urmare, fiul văduvei din Nain a înviat sau nu a înviat. Știm însă un lucru cert, că Hristos l-a înviat și da, chiar dacă l-a înviat, acel tânăr mai devreme sau mai târziu a murit. Peste aceasta însă și peste învierea lui Lazar, noi avem o înviere și mai mare, de care suntem siguri și suntem încredințați noi cei care îl cunoaștem sau s-a milostivit Dumnezeu de noi să-l cunoaștem și suntem încredințați că vom învia și că suntem nemuritori prin părtășie cu Iisus Hristos cel înviat. Ei bine, să ascultăm cuvântul la Evanghelia aceasta, tâlcuirea la această Evanghelie și după care vom aborda împreună tema emisiunii noastre. Avem și, bineînțeles, întrebarea, concursul, dar astăzi aș vrea să vorbim despre o temă care îmi place cel mai mult, pe care o iubesc cel mai mult, o temă despre care n-am auzit pe cineva să se plictisească, despre care n-am auzit pe cineva să o refuze și n-am auzit pe cineva să fie plictisit de această temă. Fie că este copil, fie că este tânăr, fie că este adult, matur sau că este bătrân. Dacă este pregătit cuvântul, vă rog să-l urmărim împreună, după care revenim pentru tema emisiunii. Iată-ne din nou într-o duminică în care se istorisește o mare minune. Mântuitorul Hristos, care cutreiera Țara Sfântă, s-a apropiat de poarta cetății Nain
Și iată, venea un cortegiu din acea cetate, o femeie văduvă era plină de durere și plângea, pentru că ducea la groapă pe unicul său fiu. Lui Iisus i s-a făcut milă de ea și, apropiindu-se, i-a zis: nu mai plânge. Dar nu putea să nu plângă. Durerea o copleșea. Atunci, ca să poată să oprească cortegiul, îndată s-a atins de sicriu și cei ce duceau mortul s-au oprit. Atunci Iisus a strigat: tinere, ție zic, scoală-te! Și îndată cel ce fusese mort s-a ridicat și a început să vorbească. Și Iisus l-a luat de mână și l-a dat mamei sale. Văzând una ca aceasta, mulțimile care mergeau în acel cortegiu s-au minunat zicând: niciodată nu s-a arătat așa ceva în Israel. Iată, Dumnezeu a cercetat pe poporul său. Iubiți credincioși, dincolo de această minune, noi trebuie să deslușim o mare învățătură, învățătura cea mai înaltă, învățătura milei și a vieții. Cel ce a coborât din cer, Fiul lui Dumnezeu, și a luat trup și suflet omenesc, și Dumnezeu fiind s-a făcut și om, a coborât din milă, din dragostea Tatălui, pentru dragostea pe care o avea pentru întreg neamul omenesc, pentru că omul cel dintâi creat de Dumnezeu, de Tatăl prin Fiul și desfăvârșit în Sfântul Duh, purta chipul Sfintei Treimi, purta chipul lui Dumnezeu. Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, după al cărui chip era făcut omul, să cerceteze pe toți cei din neamul omenesc și să-i ridice din prăpastia păcatului și a morții. Și iată, la poporul evreu era o interdicție. Nimeni nu avea voie să se atingă de cel mort sau de obiectele care aparțineau sau de sicriul, orice ce ducea sicriul, pentru că era ceva neobișnuit. Numai cei rânduiți aveau voie să se atingă de sicriu, cei din familie puteau să-l jelească, dar mai de departe, fără să se atingă. A fost un gest neobișnuit pentru evrei, pentru cei ce însoțeau cortegiul, pentru cei ce duceau sicriul, să se atingă un om de sicriu. De aceea s-au și oprit. Sigur că l-ar fi judecat pe Mântuitorul dacă nu făcea minunea. Cine se atingea era pedepsit, era socotit necurat. Și cei ce duceau sicriul erau socotiți necurați până a doua zi. N-avea voie nimeni să se atingă de ei. Și iată, Mântuitorul a vorbit cu cel mort ca și cum ar fi fost întins pe pat de odihnă. I s-a adresat direct. Cui i s-a adresat? Oare trupului mort? Nici de cum. Ci sufletului viu, căci privind spre sufletul viu și spre trupul mort, Iisus a trimis sufletul în trup. De aceea l-a și chemat: tinere, ție zic, scoală-te! Și s-a ridicat cel ce fusese mort. A început să vorbească. Era semnul că este viu. Iisus l-a dat mamei sale. De ce a făcut aceasta? Pentru că mama sa nu terminase să-i dea toate învățăturile.
era nedesăvârșită în învățătură. L-a dat mamei ca să le duce mai departe. Era un tânăr într-o fragedă vârstă și de aceea mama avea datoria să-l învețe mai departe cele ce se cuvin, să le cunoască în viață, să-l învețe credința, să-l învețe purtarea cuvincioasă, să-l crească duhovnicește ca să fie un om de nădejde în mijlocul neamului său. Și poporul s-a minunat văzând că dă oamenilor această putere, că niciodată nu se făcuse așa ceva în Israel, un om dus spre mormânt să se ridice la o simplă chemare. Numai că cel ce l-a strigat, zicându-i: tinere, ție zic, ridică-te, era stăpânul vieții și al morții. Iată, Mântuitorul arată cine este. El a făcut pe cel din tâi om și El ne arată menirea noastră. Menirea noastră este nu doar în a petrece viața cea vremelnică, menirea noastră stă sub semnul învierii. Aceasta trebuie să devenim noi, fii ai învierii, să trăim pentru viața viitoare. Viața viitoare este scopul cel mai important al vieții celei vremelnice și trebuie să ne pregătim pentru acea viață viitoare. De aceea tânărul a fost dat mamei ca ea să-l pregătească. Câtă credință a dobândit mama prin această minune, câtă recunoștință față de Dumnezeu, câtă înțelepciune va fi dobândit tânărul care a venit din veacul morții la viață și se va fi pregătit de acum înainte spre viață. De aceea vedem două învățături importante: mila lui Dumnezeu și dragostea lui Dumnezeu. În milă stă și dragostea lui Dumnezeu, că din milă a trimis Tatăl pe Fiul Său în lume. Dar dragostea lui Dumnezeu se împlinește în înviere. De aceea și noi trebuie să ne purtăm ca fii ai învierii. Așadar, iubiții mei fii duhovnicești, luați aminte să credeți în Hristos cel înviat, să-L simțiți ca pe Cel care ne cheamă pe toți la înviere și să ne pregătim și noi de înviere, pentru că viața noastră se împlinește numai trecând prin moarte spre înviere, spre învierea cea de obște, când vom primi cununa măririi și bucuria de a intra în viața veșnică, de care toți să avem parte. Amin. Am revenit în direct, suntem din nou împreună, iubiți credincioși și dragi telespectatori. Mulțumim în al Preasfințitului Părinte Teodosie pentru cuvântul de învățătură. Omilia aceasta la Evanghelia de la Sfântul Luca, Sfântul Evanghelist Luca, învierea fiului văduvei din Nain. O Evanghelie care tranșează lucrurile, nu poate să rămână nimic la fel cum a fost până acum, pentru mai cu seamă pentru un om care este îndoit sau liber cugetător sau ateu sau altfel. Nici un om cinstit care aude acest cuvânt nu poate să rămână nemișcat, adică ori respinge ca fiind o minciună
aceasta fiind o iluzie, o minciună, o eroare, poate chiar de traducere sau de redactare, ori ceva s-a întâmplat. Mărturisesc ca unul care am crescut în această, am avut această educație materialist științifică, că tocmai această educație m-a ajutat foarte mult să am onestitatea de a verifica matematic dacă lucrul acesta s-a întâmplat, se întâmplă sau nu. Gustați și vedeți că bun este Domnul, poate că nu există un om sincer, un om care a fost dăruit de Dumnezeu și cu o anumită cultură, cu anumite adombândit niște competențe și eu știu din acestea care, cu care se poate descurca în lumea, poate viețui în lumea aceasta, în relațiile sociale și să nu poată aplica cele pe care le-a dobândit ca să ajungă la o certitudine, fie că este, fie că nu este. De aceea și spune Mântuitor, eu sunt piatră de poticnire, până la urmă voi fi piatră de poticnire. Am putea spune că până la urmă este un hotar în istoria omenirii. Întruparea Domnului nostru Iisus Hristos este un punct de cotitură și am putea spune că nu se păstrează același itinerariu, ci se sare într-o altă dimensiune. De unde știm aceasta? Foarte bine, mulți dintre oameni întreabă astăzi, părinte, dar noi de ce n-am putut face lucrul acesta? De ce nu pot să-mi înviez copilul? De ce nu pot să-mi înviez pe cel care a murit, cel care a trecut la Domn, poate înainte de vreme? Și sigur că răspunsul este greu de dat, dar există un răspuns și anume că învierea aceea pe care a făcut-o chiar Dumnezeu, Mântuitorul nostru Iisus Hristos, iată că nu l-a ținut pe fiul văduvei din Nain mai mult decât atât cât viața biologică era cu putință și după aceea nu ni se mai spune nimic de el, nu știm dacă este scris în cartea vieții, nu știm dacă el a înviat și cu adevăratelea, adică și cu sufletul, în sensul că este mântuit de Dumnezeu. De aceea și astăzi noi spunem, moartea nu mai există. Avem o întrebare, ce cuvânt îi adresează Mântuitorul? Sigur că întrebarea este foarte, foarte simplă pentru cei care au fost la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, de aceea și avem un telefon, înțeleg? Poftiți, sunteți în direct. Da, vă rog puțin, numai puțin mai tare ca să vă, da, să vă auzim. Părinte. Bine ați venit. Hristos a înviat, multă sănătate tuturor oamenilor. Părinte, cuvântul pe care Mântuitorul îl adresează fiului văduvei din Nain este, tinere, ție zic, scoală-te, ridică-te. Așa deci, este. Părinte, sunt cuvinte care pur și simplu ni se aplică și generației noastre, pentru că acum sunt capcanele astea moderne. Așa este. Sunt capcanele moderne pe care aceste cuvinte străbat peste viacuri. Așa pentru este, că, până la sfârșitul istoriei. Așa pentru e. Că pe toți ne cheamă, de fapt, tinere, de fapt se adresează, cred că tuturor. Tuturor. Noi acolo unde slujim se numește Capela Tinerilor și ne-a întrebat cineva, părinte, dar noi suntem așa la 40, 50, 60, nu ne dați voie să venim? Și i-am spus așa, în biserică nu există oameni bătrâni, ci numai tineri de diferite vârste. Da. Atunci când e vorba de înviere, nu vor exista bătrâni. Eu, după voce, am recunoscut cine sunteți. Vă mulțumesc mult. Și uitați, acest îndemn. Vai, vă mulțumesc foarte mult. Știți de când o așteptați pe aceasta? Vă mulțumesc din suflet că eu din viețile Sfinților nu știu prea multe. Trebuie să vă spun ceva, această carte nu este efortul nostru, n-am făcut nimic, dar cineva, o fiică duhovnicească care urmărește emisiunea și a văzut că o vreți atât de mult, s-a aprins dragostea în inima ei și mi-a adus-o și mi-a zis, părinte, eu v-am adus cartea pentru doamna aceea, așa că aveți cartea.
Îi mulțumesc din tot sufletul meu. Da. Vă mulțumesc foarte, foarte mult. Cu mare drag. Nu am așa ceva și vă impresionează totdeauna ce au făcut sfinții pentru noi. Cum mă impresionează mult și pentru... Vă mulțumesc mult! Cu mare drag! Acest îndemn de ridicare este valabil, valabil pentru totdeauna, pentru omenire. Așa este. De fiecare dată când suntem deznădăjduiți, căzuți, ascultăm cuvântul acesta. Tinere, ție zic, scoală-te! Iată, dragostea dumneavoastră, dragostea telespectatorilor a făcut o bucurie doamnei care a sunat, dar nu numai doamnei care a sunat, pentru că acesta este îndemnul: bucură-te cu cel ce se bucură și plângi cu cel ce plânge. Noi deseori, spune Sfântul Ioan Gură de Aur, putem să plângem cu cel ce plânge, pentru că putem să ne sensibilizăm la durerea cuiva, dar mai rar putem să ne bucurăm cu cel ce se bucură pentru un, să spunem așa, pentru o bucurie, pentru o întâmplare fericită din viața lui, pentru dobândirea unei stări mai bune și așa mai departe. De multe ori vedem, și asta am văzut-o și la Mântuitorul Iisus Hristos, vedeau că face minuni, că înviază morți, că orbii văd, că șchiopii aleargă și așa mai mulți vorbesc. Ei, și ce îi spuneau? Păi cine ești tu? Nu ești tu fiul tâmplarului, dar te cunoaștem. Surorile tale sunt la noi, frații tăi sunt la noi, îl cunoaștem pe Iosif, o cunoaștem pe mama ta, tu dădeai la rindea acolo și vii să ne spui nouă acum despre vestea cea bună a împărăției, vii să schimbi tu legea pe care o ținem de mii de ani, o avem de la Moise și bineînțeles. Și bineînțeles că iubirea lui Dumnezeu răbda toate și spunea nimeni nu este proroc în patria sa și a ieșit chiar din mâinile lor, că prima dată au vrut să-l omoare în patria lui, acolo, în comuna lui, în cetatea lui. Ei bine, astăzi avem o emisiune, cum spuneam, fiindcă o legăm și de gestul acesta atât de minunat al iubirii. O credincioasă, o fiică duhovnicească a bisericii noastre a venit și mi-a spus: părinte, vă rog frumos să-i dați cartea acelei telespectatoare, pentru că de mult și-o dorește. Și iată, a cumpărat cartea și ne-a adus-o. Îi mulțumim foarte mult. De asemenea, mulțumim și curții brâncovenești, de fapt librăriei brâncovenești, pentru o carte, iată, o nouă carte în această zonă de literatură, îngrijită, tipărită cu binecuvântarea înalt preasfințitului părinte arhiepiscop Justinian Chira, un om foarte iubit, un episcop foarte iubit, Justinian Chira al Maramureșului, mărturisitorii din temnițele comuniste, din închisorile comuniste, minuni, mărturii, repere. Aceasta este cartea pe care am primit-o astăzi de la librăria brâncovenească și spune aici părintele Gheorghe Calciu Dumintreasa, credem că un părinte sfânt, spune așa: or să se bată cu noi și morți, iar noi o să fim alături de voi ca să ne apărați și morți vom izbândi. Părintele Gheorghe Calciu Dumintreasa se referă la acea trecere, de fapt, fiindcă noi, odată ce suntem creștini și uniți cu Mântuitorul Iisus Hristos, și de vom muri, vom fi vii, așa ne promite Mântuitorul nostru, Domnul nostru Iisus Hristos. Iubirea este mai tare ca moartea. Am ales acest titlu, este în ghilimele un verset, un cuvânt din Vechiul Testament, din Cântarea Cântărilor, care mi-a plăcut foarte mult pentru că este și o prorocie, deși acolo este o alegorie. Este așa un cuvânt foarte greu de deslușit, în cheie creștină și nou testamentară înțelegem că este o prorocie care spune iubirea este mai tare ca moartea. Pentru cu adevărat, dacă este să înlocuim sau de fapt să dăm definiția iubirii sau să dăm definiția lui Dumnezeu, spune Sfântul Ioan
apostolul iubirii, evanghelistul iubirii, Dumnezeu dragoste este. Prin urmare, Dumnezeu este mai tare ca moartea și așa și este, iubirea este mai tare ca moartea. Atât a iubit Dumnezeu lumea încât, iată, tinere ție zic, ridică-te. Și nu spune numai acelui tânăr, ne spune și nouă fiecăruia care avem tânărul acesta, adică sufletul pe moarte sau chiar îl ducem la groapă. Sunteți în direct, bine ați venit. Spuneți-mi dacă ați iubit pe cineva așa cum iubește Sfântul Apostol și Evanghelist, Sfântul Apostol Pavel, când vorbește acolo în scrisoarea, în epistola către Corinteni, întâia către Corinteni, îi le spune așa de frumos, iată, iubirea toată îndelung rabdă, iubirea nu pismuiește, nu se laudă, nu se trufește și toate celelalte. Dacă v-a iubit cineva așa sau ați iubit pe cineva așa, pentru că, iată, dacă iubiți pe cineva așa, viu veți fi în veci. Iubirea aceasta despre care ne vorbește Dumnezeu că vine de la... din sânul Preasfintei Treimi. Sunteți în direct, bine ați venit! Să rămână, Părinte, și la bună mântuire pentru telespectatorii noștri și nu numai pentru telespectatorii noștri. Cu dragoste îi privesc pe toți, fie că mi-e rudă, fie că mi-e străin, fie că mi-e dușman. Caut să nu mai fac diferențe, caut să mă mențin pe această poziție înaltă, numită scoală-te, ridică-te, îndumnezeiește-te cu ajutorul Domnului Iisus, singur nu putem. Ați văzut ce a făcut această văduvă dinainte, din suferința ei, din lacrimile ei. Din lacrimile ei l-a adus pe Domnul Iisus ca un magnet de a făcut acea minune, ce a făcut Domnul Iisus, l-a ridicat din morți pe acel tânăr și l-a dat în mâna femeii. De ce? Pentru că femeia simbolizează biserica. Femeia, deci această, se poate privi acesta, eu știu, îi zic parabolă, hiperbolă, oricum este o pildă care poți să o vezi din foarte multe unghiuri. Am văzut deja unghiul pe care Patriarhul Teodosie l-a dat acestei discuții. Femeia, de obicei, ea reprezintă biserica pentru că Domnul Iisus va răpi această mireasă la cer. De-aia tinerii, bătrânii, de fapt toți suntem tineri. Așa. Suntem duși la biserică ca să putem fi răpiți la cer, fără această intermediere. E foarte greu de atins lucrul ăsta. Într-adevăr, sunt oameni pusnici, izolați, care probabil printr-o viață perfectă sunt și ei răpiți la cer. Nu noi judecăm lucrurile astea. Și într-adevăr, acei oameni care trăiesc în junglă, izolați, se iubesc între ei. Dacă o familie își pierde capul familiei, familia e preluată de trib, ca și cum... Deci despre astfel de iubire este vorba. Așa este, da. Sunt foarte aproape de Dumnezeu. Noi ne-am înstrăinat pentru că avem bruiajul ăsta televistic extrem de nociv pentru noi. Vedem tot felul de pseudo-cunoscători ai Scripturii care încep să țipe prezumția de nevinovăție. Prezumția de nevinovăție în fața scaunului de judecată n-are nicio valoare. N-are nicio valoare, o repet. Așa este. Mă cutremur și eu, chiar ca unul care am profesat, să zic așa, în materia asta juridică 20 de ani, ce voi spune la judecată ca apărător atunci. Mă cutremur de asta. Sunt lucruri care oamenii nu le cunosc și sunt duși în eroare. Tot timpul am luptat pentru a deschide ochii oamenilor și a le spune că diavolul întinde capcane în permanență. Așa în este. În permanență ne duce în eroare. De asta spun că aceste pericope evanghelice ne deșteaptă ca să ne dăm seama că adevărul este în iubire, fără iubire de aproapele și chiar de dușman și chiar de cei care ne bat jocoresc. Mă uitam la un tânăr care apare pe televiziune, în fine, o să zic la Antena 1, și stă cu corona de spine a Domnului Iisus Hristos pe cap, fiind bagiogorit, s-a pedofilit cu el, a fost făcut în fel și chip, și tot timpul îi bagiocorit de avocații care sunt acolo, tot timpul, și mă uit, e figura Domnului Iisus Hristos, copilul ăla, care a îndurat atâtea și rămâne impresionat. Da. Cum face Dumnezeu lumină să înțelegem imaginile și să nu ne luăm după tot felul de enoriași care zic rugăciuni disperate și fac tot felul de chestii ca să acopere
păcatele unuia și altuia, păcatele nu se pot acoperi dacă tu, care le faci, nu ți le accepti și nu te duci în fața Domnului Iisus. Așa este, nu da. Nu mărturisești, ești un om mort. Da, să rămână, Părinte. Toate cele bune, așa este. Fără lacrimi, sufletul nu înviază. În definitiv, aceasta este și parabola, acesta este și cuvântul pe care ni-l adresează Mântuitorul Iisus Hristos, mai cu seamă atunci când îi spune acelui ucenic care vrea să ucenicească pe lângă el și vrea să-l urmeze pe Mântuitorul Iisus Hristos, însă zice, așteaptă-mă puțin, Doamne, că trebuie să-l îngrop pe tatăl meu. Și atunci îi spune Mântuitorul, lasă morții să-și îngroape pe morții lor. Iată ce minunat se leagă cu această Evanghelie de astăzi, cu pericopa evanghelică pe care am auzit-o cu toții la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Tinere, ție zic, scoală-te! Fiecare dintre noi are un copil pe care îl plânge ca și pe un copil, atât de dureros este să-ți pierzi sufletul, atât de dureros este să-l îngropi sub mormanul acesta de păcate. Și iată, Dumnezeu spune așa, lacrimile acestea ale tale, de părere de rău le-am auzit și am venit să-l înviez. Oricine dintre noi poate să învieze, iată astăzi, nu întâmplător, Sfinții Biserici au rânduit să pomenim două desfrânate, care înainte de toate, să spunem, ar fi fost judecate prin ucidere cu pietre. Și cu toate acestea sunt sfinte și astăzi noi aducem mulțumire și cerem mijlocirea lor în rugăciune în fața lui Dumnezeu. De ce? Sau față de, iată, de Sfânta Cuvioasă Maria Egipteanca. Pentru că cel care poate să plângă, să-și plângă sufletul său, să-și plângă păcatele sale, pentru că ce dar prea minunat ne-a lăsat Dumnezeu, pocăința, puterea aceasta de a veni din adânc de ape și să ajungi sfânt. Puterea aceasta pe care a dat-o Dumnezeu neghinei să se facă grâu. Extraordinar. Genetica neagă acest lucru și bine face că din punct de vedere genetic nu este posibil. Însă din perspectivă duhovnicească, tâlharul, iată, ajunge primul în rai, desfrânata ajunge să fie, să spună, cea mai frumoasă predică care s-a auzit vreodată sub soare, și anume cuvântul acesta al Mariei Magdalena către apostoli, iată, Hristos a înviat. Nu există cuvânt mai frumos decât acesta și iată prima persoană, de fapt prima femeie, fiindcă prima persoană este Maica Domnului, dar prima femeie care i s-a arătat Mântuitorul Iisus Hristos după înviere este Maria Magdalena. Și atunci spunem și noi, și chiar vreau să cer iertare că astăzi am omis să spunem, să cântăm la mulți ani unei fiice duhovnicești din biserica noastră. Am cântat uneia, dar pe alta am omis-o și cer iertare și îi spunem la mulți ani, fără să îi spunem numele aici, dar îi spunem la mulți ani din toată inima, la mulți ani binecuvântați, pentru că are nevoie de mare putere, credință și dragoste pentru drumul pe care l-a ales și spunem la mulți și binecuvântați ani și cerem iertare pentru că am omis-o. Ei bine, ne rugăm Domnului să nu omită și să o treacă în registrul acela al celor vii în Cartea Vieții. Iubirea este mai tare ca moartea. Iubirea este mai tare ca moartea. Incredibil cuvânt spus cu 1000 de ani înainte de întruparea Domnului Iisus Hristos. Ce prorocie! Cum putea totuși moartea să depășească granița aceasta trupească, chiar și metafizică? Cum ar fi putut să depășească moartea groapa? Ei bine, lucrul acesta era doar o metaforă până la întruparea Domnului nostru Iisus Hristos. Iată că acum iubirea de fapt poate să te facă nemuritor. Iubirea ta chiar, sigur, care se nutrește din iubirea lui Dumnezeu. Cum știm asta? Păi știm foarte bine că ne vorbește Sfântul Apostol Pavel despre cele 3 virtuți duhovnicești, atât de minunat vorbește despre cele 3 virtuți duhovnicești, iar acum rămân acestea 3.
credința, nădejdea și dragostea. Iar dintre toate, cea mai mare este dragostea. Și totuși noi știm că maica bunătăților și a virtuților este credința și așa este, iată, nădejdea. Nădejdea în cele viitoare pe care nu le vedem, dar le nădăjduim și ne încredințăm de ele, de adevărul lor, de la Duhul Sfânt. Și cu toate acestea spune, iar cea mai mare dintre ele este dragostea. Din două perspective, iată ce minunat, cum spune Sfântul Apostol Pavel aceasta. Păi Sfântul Ioan Gură de Aur, să spunem, ucenicul lui în duh, pe care îl iubește atât de mult și care este atât de mult de iubit de Sfântul Ioan Gură de Aur, spune așa: credința și nădejdea se vor sfârși. Și cu adevărat, la apocalipsa personală, la judecata personală, credința și nădejdea se vor sfârși. Iar dacă vom auzi cuvântul acesta, veniți binecuvântații părintelui meu de moșteniți împărăția ce a fost gătită vouă, abia atunci va rămâne dragostea. Dragostea cea care rămâne în veac, fiindcă a doua perspectivă sau al doilea criteriu, până la urmă spunea Sfântul nostru Părinte Arsenie Papacioc, lucrul acesta: Dumnezeu nu te va întreba de păcate, pentru că te vei judeca după Evanghelie. Îți va pune însă o singură întrebare: de ce n-ai iubit omule? De ce n-ai iubit omule? Pentru că iată, este în firea omului să iubească și mai mult decât atât este parte din chipul pe care i l-a lăsat Dumnezeu, ca și chip al chipului Fiului și bineînțeles ca și chip al chipului Tatălui care este Fiul și bineînțeles noi purtăm acest chip minunat. Oricât am fi de întunecați, nu există om pe pământ să nu iubească. Sigur că el poate să desfigureze această iubire, să o întoarcă către sine, dar aceasta deja se numește egoism, idolatrie, golatrie și toate celelalte. Iubirea aceasta despre care ne vorbește Hristos și pe care ne-o traduce, ne-o tâlcuiește Sfântul Apostol Pavel în epistola sa către Corinteni, în scrisoarea sa către Corinteni, în care ne vorbește cât de frumos este să iubești, ce important este să iubești și că fără iubire nu te poți mântui. Nu există mântuire fără iubire. Nu există nicio faptă bună fără iubire. De unde știm aceasta? Înțeleg că este un telefon, o să spunem după aceea, pentru că este temei scripturistic, nu spunem de la noi, ci ceea ce spune Duhul Sfânt prin Sfinții Săi. Vă rog, sunteți în direct. Ați iubit cineva, pe cineva mai presus de criteriile acestea omenești, mai presus de trup, de orice meschinărie? Hristos a înviat. Adevărat a înviat. În primul rând, Părinte, vreau să dau slavă lui Dumnezeu, pentru că, așa cum spune și titlul, iubirea este mai tare decât moartea. Și cu 18 ani în urmă, și-a făcut milă de mine, care am trăit 47 de ani în întuneric, și m-a adus la viața cea adevărată. Pentru aceasta îi mulțumesc lui Dumnezeu și dau slavă și mă rog să-i întoarcă pe toți la lumina Lui, să se bucure și să simtă mângâierea și dragostea Lui așa cum am simțit-o eu. Și nu am cuvinte ca să-i mulțumesc mai mult. Nu știu dacă sunt vrednică vreun pic sau chiar nu sunt vrednică deloc pentru mila care și-a făcut-o Dumnezeu pentru mine. Dar sper cu ajutorul lui Dumnezeu să pot să fac și eu voia Lui, atât cât voi mai avea de trăit pe acest pământ. Vă mulțumesc, Părinte, și multă sănătate tuturor creștinilor și mântuire. Mulțumesc. Dacă toată săptămâna aceasta aș auzi numai cuvântul acesta și de jur împrejur să fie numai vești rele de războaie și altceva, totuși aș păstra nădejde. Atât de mare este un cuvânt din acesta care vine din inimă și care sigur că are această dulceață a harului. Pentru că cu adevărat, cine poate să vorbească despre dragostea lui Dumnezeu? Cine poate să vorbească până la urmă despre neputința lui Dumnezeu? Ce nebunie spune părintele ăsta, cum adică neputința lui Dumnezeu, Dumnezeu care este atotputernic, care trece și dincolo de orice fel de definiție, de axiomă, chiar în legătură cu puterea Lui, cu cele pe care poate să le facă. Ei, totuși Dumnezeu nu poate să facă una, nu poate să nu ne iubească. Iar dovada, ați auzit-o acum câteva secunde, la
doamna care a intrat în direct și a mărturisit despre cum a înviat-o Dumnezeu, cum i-a spus: tinere, ție zic, ridică-te, pentru că ce poate fi aceasta decât o înviere când l-ai cunoscut pe Domnul față către față, când ai cunoscut bucuria prezenței Lui, bucuria iubirii Lui. Cu adevărat, de aceea și strigăm atât cât putem și unde putem: veniți și gustați și vedeți cât de bun este Domnul. Cel care a gustat din Domnul nu se mai poate despărți de El. De aceea și atâta bucurie se face în cer și pe pământ. Și eu personal spun asta, că mai mare bucurie nu am decât să văd un om care a venit, n-a auzit de Hristos, n-a auzit de Sfântul Potir, n-a auzit de trupul și sângele Mântuitorului, decât eventual așa în niște discuții din acestea poate superficiale sau bagiocoritoare, și acum spune: părinte, nu pot să stau fără Sfânta Împărtășanie, nu pot să stau fără să vin la Sfânta Liturghie. Dacă am lipsit o săptămână de la Sfânta Liturghie, mi se pare că a trecut un an, mi se pare că sunt într-o părăsire extraordinară. Această dulceață, această bucurie care vine din iubirea lui Dumnezeu pentru om, acestea nu le poți găsi în altă parte. Sigur că ne mângâiem cu oamenii de lângă noi, sigur că suntem bucuroși că copiii noștri ne aduc bucurii, sigur că putem fi bucuroși de o mare dragoste. În definitiv, este o mare taină aceasta, ca, iată, tinerii, fete, băieți să fie atrași unii de alții. Este o taină a sufletului. Dar peste toate acestea, sau dacă vreți, când toate acestea se termină, sunt epuizate, pentru că omul nu nutrește dragostea lui din izvorul dragostei celei vii și adevărate, când toate acestea se termină, rămâne doar o cenușă. Tocmai de aceea spune Mântuitorul Iisus Hristos: am venit să arunc foc pe pământ, foc am adus și cât de mult aș vrea să ardă acest foc al iubirii despre care ne vorbește Dumnezeu, că atât a iubit Dumnezeu, cu ce foc a iubit Dumnezeu lumea, încât a răbdat toate. Și chiar atunci când era scuipat, barjocorit, spunea: Tată, nu le socoti lor păcatul acesta, iartă-i că nu știu ce fac. Sunteți în direct, iubirea este mai tare ca moartea, sau am putea să spunem și aceasta, că dragostea nu cade niciodată, pentru că iubirea nu cade niciodată, fiindcă iubirea este Dumnezeu, Dumnezeu este iubire în ființă. Vă rog, bine ați venit, spuneți-ne ceva frumos așa pe final de emisiune, să ne ducem acasă cu traista plină. Vă rog. Alo, Sărmâna, părinte. Bine ați venit. Mă numesc Elena, am 60 de ani. Părinte, am născut o fetiță de 880 de grame când aveam 20 de ani. Am emoții, vă rog să mă iertați. Nu e nicio problemă. Am de aproape 900 de grame la 6 luni. Soțul meu nu dorea. Eu am dorit foarte mult. Și am născut-o în Dâmbovița la Răsare. Am stat 3 săptămâni cu ea, care nu mă băga nimeni în seamă. Apoi m-am cerut la București. Eu îi dădeam cu pipeta. Era zile când copilul nu mânca nimic, nu înghicea, nu deschidea ochii. La București a băgat-o la incubator, tata are acum, nu, în mare, așa să vă explic, are 33 de ani. A trăit. Toată lumea spunea că nu trăiește. În schimb, a rămas cu o defecțiune la ochi care nu se mai poate repara cu nimic. Ea la rândul ei s-a căsătorit, are și ea un băițel de 8 ani, clasa a doua, dar ea poartă durerea asta la ochi. Și mă întreabă mereu, părinte, că aici e întrebarea mea: mamă, de ce nu m-ai făcut și pe mine la 9 luni? Normal. Nu știu ce să răspund, părinte, pentru că eu mi-am dorit sarcina, indiferent ce ar fi fost în viața mea cu taică-su. Mi-am dorit din suflet. Ce să fac, părinte? Am înțeles. Nu mă pricep și plâng tot timpul și implor pe Maica Domnului să-i las vederea măcar așa cum zărește la un chip să vadă.
Cam atâta. Am înțeles, da. E de înțeles suferința aceasta, bineînțeles, chiar după atâția, iată, după 33 de ani, această suferință este încă vie în inima unei mame. Ce poate să fie mai milostiv decât inima unei mame? Și răspunsul ar putea să fie nimic. Și totuși răspunsul nu este acesta. Mai milostiv decât inima unei mame este inima Maicii Domnului, este Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Și o să vă spun și de ce. Din infinitatea de posibilități de a nu fi copilașul acela, născut la 6 luni, iată că este. Mai mult decât că este, copilașul acela este adult și ce a făcut? Și-a manifestat această harismă extraordinară, acest dar extraordinar pe care l-a dat Dumnezeu și a făcut la rândul un om, a născut un om și crește un copil. Bucuria de a fi mama acelui copil și dragostea acelui copil către mamă nu poate fi, acestea nu pot fi înlocuite cu nimic. Prin urmare, suferința aceasta fizică nu poate să umbrească niciodată bucuria pe care o face copilașul acela când o strânge pe mama în brațe, îi prinde obrăjorii și spune: mamă, tu ești frumoasa mea. Pentru că un copil nu știe să judece după criteriile lumii de astăzi, pentru că el este la viața îngerească, la măsură îngerească, și că el vede pe mama lui cea mai frumoasă. Chiar dacă o vede, ar vedea un șans, să mă iertați, el o ia pe mama, o scutură, o ridică, o ia în brațe și îi spune: mama mea, mămica mea frumoasă, sau pe tatăl, și așa mai departe. Prin urmare, să vă bucurați că ați adus la viață și Dumnezeu, totuși, iată, la 6 luni, un moment destul de greu acum 33 de ani, pentru performanțele medicinei de astăzi, sigur, nu mai este chiar ceva excepțional, dar pentru acum 33 de ani nu era lucru simplu ca la 6 luni, la 800 și ceva de grame, prematur, așa, și ca vârstă și ca greutate, cu ce, cine știe ce deficiențe la naștere și cu ce suferințe la naștere, să se nască, totuși să crească și totuși să fie întreagă la minte și să fie o deficiență fizică de vedere. Pe de altă parte, sigur, numai cel care nu are o suferință la ochi poate să vorbească cu atâta dezinvoltură și totuși atât de superficial despre asta. Dar vă spun că dincolo de această lumină a ochilor este o lumină care îți aduce bucurie. Câți oameni care sunt și milionari, care au atâtea și atâtea și sunt fizic sănătoși, văd bine și totuși au atâta suferință și nu vor decât să moară. Și vedem că unii chiar își iau viața. Dar pentru că ați sunat așa și că nimic nu este întâmplător, iată, o să vă spun un lucru care o să vă aducă o bucurie. Pentru că mare lucru este că ați dat naștere acelui copil, mare lucru este că Dumnezeu v-a ajutat și că v-ați purtat ca o mamă jertfelnică de ați crescut un copil căruia nimeni nu-i dădea, să spunem, șanse de supraviețuire sau să crească normal. Astăzi se strânge o comisie de 5-6 medici ca să o sfătuiască pe o mamă care e diagnosticată, pe o graviduță care e diagnosticată cu copilul cu spina bifidus sau să zicem cu Down, cu sindrom Down, că trebuie să omoare copilul acela. Și nu știu, 5 din 10 diagnostice de genul acesta au fost eroare. Eu însumi cunosc 4 sau 5 femei care au primit acest diagnostic și niciuna dintre ele, deci iată, 100%, vorbind în termeni matematici, nu au avut probleme, copiii s-au născut sănătoși. Tocmai de aceea vreau să vă spun că avem la Capela Tinerilor și nu numai de acolo, acest program de asistență în criză de șa, femeilor în criză de sarcină. Sună foarte, sintagma asta foarte complicat, dar vă spun, dacă sunt problemele acestea, sunați, o să vă dau numărul de telefon, o să primiți consiliere și mai mult decât atât. Vă spun așa din toată inima, o să fie un banner din acesta: alege viața copilului tău, nu îl avorta, indiferent ce fel de diagnostic se pune, te rog, adu-l la noi. O să aflați adresa bisericii, o să aflați că avem un centru, adu copilașul acolo, dacă vrei să-l lepezi, mai bine adu-l la noi și noi îl vom crește până atunci când inima ta va fi chemată spre el. Cu aceasta închei emisiunea, în această notă extraordinar de optimistă, că, iată, iubirea este mai tare ca moartea.